Hanok și sănătate, eu sunt Dumitru și bine ați venit la un nou videoclip. În această seară m-am gândit să joc niște jocuri făcute de echipa Ezworld, sau cred că numai de Ed Gull, dacă nu mă înșel. În orice caz, am auzit de ele dintr-un clip făcut legat de Ezworld și m-am gândit să încerc. Acum, aproape de moartea Flash-ului, adică pe 31, cred că chiar de Revelion, așa, la ultima oră o să se ducă dracu Flash-ul și... Că n-ai, eu mă gândeam că o să se mai poată juca oamenii. Dar ce am auzit este că cei mai browserele așa mari o să scoată Flash-ul de tot, suportul Flash de tot și la fel și website-urile care au jocuri Flash. Nu prea știu de ce, pentru că nu mă pricep. Mă gândeam că suportul e altceva față de a-l șterge de tot și să nu mai fie funcțional. Pune-i acum treaba lor ce fac. Aia e. Am auzit că o persoană de la Cristi mi-a zis că o persoană a făcut un program sau o aplicație ceva ca să păstreze mare parte din jocurile Flash. Ar fi foarte șmecher, dar îmi imaginez că totul să fie unele pierdute. Ce să și faci? Nu totul e permanent, ce să și faci? Adică unele chestii o să se ducă până la urmă. Nu se știe ce ne rezervă viitorul, așa că să nu mai facem teorii și hai să trecem la treabă. Jocul ăsta nu cred că e legat deloc de Ezworld, universul ăsta sau personaje. E numai un joc, presupun, făcut de Ed Gull, cred, și așa mai e vechi, așa, l-a făcut de plăcere. Flash Animator sau ce pui mei e programul ăla. Bendy Stack the Game. This looks interesting. Don't answer, he'll go away. Answer, who could it be? Nah. Opa. Opa, interesant. Ok, who could it be? Hey, you. The boss wants you to kill Tiki. Alright. He owed the boss money and he hasn't paid. Kill him or we kill you. I don't do squat for the boss no more. Who's Tiki? Tiki is the one that watches. Okay. He is the one that watches. N-am ce să zic, adică e făcut cu siguranță de un copil și așa, făcut de plăcere. Și cu siguranță dacă ar vedea el pe altcineva juc în jocul ăsta, s-ar cam cringe-ui. Se întâmplă, dar da, momentan nu e nimic a cringe. Push him off, he's still his gun. Say you stink, you rotting bag of crap. What? Normal. Received sniper rifle și direct l-a micșorat, l-a băgat în buzunar, dacă are buzunar. De ce l-a făcut așa? This looks like a rough neighborhood. Locuiești în neighborhood-ul ăsta, cred eu. Oh, auzi, ce? Ha. Du-te de aceea, bă, du-te de aceea. Gun has run a remo, find a new gun. S-a mortu! Take the stairs, take the lift. Scări. Du-te de aici, bă, du-te, bă! Te pomești că și ea. No, nice, nu e nimeni. Ce? Alright. Da, bine. Ok, merge pe scările astea. Mă trec cât de lung e jocul.
Ăsta e? A, uite, ceasurile. Și... ok, hai să vedem. De ce sună așa halul ăsta? Mamă, wow, ce s-a alergat. That was easy. Ok. Ce s-a întâmplat? N-am făcut-o în timp, nu-i așa? Written by Ed, directed by Ed, based on Bendy Stick. Voices, Bendy Stick. Wow, melodia de la... Vaca și puiul. Eu fac asta, dar de fapt era sunet de tobe, pui mei. Mă tăia că o să iau copere, ta e... Well done, you got the awesome ending. Nici o să mai încerc alt ending, că nu prea am timp. Să ajung la toate jocurile. Quest for Bacon. Quest for Bacon, one player, two player. Controls, Ed, Matt, ok. Matt, că tot sunt... Matt de obicei în dublajele lui Cristi. Dacă vreți content cu Edsworld, intrați pe canalul lui Cristi, l-aveți în descriere la canalele Jmechere, puteți să intrați și pe celelalte canale. Și face dublaje nu numai la Edsworld, dar o grămadă de multe chestii. Ah, ok, trebuie să geți. Ah, așa. Atâta? Sunt într-o limită de timp. Ah, fuck. De ce bacon? Să înțeleg că trebuie să fac high score, așa, cu limita asta de timp. E drăguțel jocul ăsta, să-mi bag picioarele. Și poți și să te obișnuiești cu controlele suficient și după aia îl masteruiești ca lumea. Că na, și mai și treci prin platforme, dacă se fă, nu pot să fac mare lucru, nu e... Fuck! Ce v-ați zic? Nu erau profesioniști pe atunci. Dar totuși e un joc drăguțel. Așa, încă o bucată. Ok. Player wins, adică normal. 39, adică 39 de bucăți de bacon. Atâta? Și bă, parcă m-aș mai juca așa de plictiseală. Fac. Așa. No! Ia bă, deci trebuie să te obișnuiești, ia uite cum mă dau cu capul, ia uite, bă, ia uite-te și tu, deja am pierdut o grămadă de timp, uite, bă, nu e bine, nu e bine deloc, așa, fac ce am zburat prin platforme, așa, ok, bă, nu știu, adică, că e distractiv. Come on! Haide! Ok, am mai făcut ceva. Fuck. Ok. Băgăm ești. N-am putut să-mi bat scorul, adică evident pentru că am pierdut foarte mult timp. E drăguț, bă, e drăguț joc. Next. Not so special stage. Okay, Ed is on a coke run. Use left and right to move and collect as much coke as you can. Can you get the Chaos Emerald? Asta e o referință la Sonic? Sonic X sau ce naiba? Welcome to the special stay. Now drink some coke. Ah, fuck! No! What? Ah, fuck! Nu e bine. Ce pui mi fac aici? Ok. Nu mă pricep deloc, numai prin alea mă bag. Totul se mișcă prea repede. No. Și cât de mult pot să mă lovesc de aia? Sau nu are o limită? Că n-ar avea logică. Aaa, de asta, pentru că
Sunt practic, cred că e muzica și de la Sonic, săritura aia, e de la Sonic, colectez Coca-Cola și așa când sunt lovit de spike-urile alea sau ce naiba sunt. E sunetul ăla de când Sonic își pierde inelele în jocurile lui. Da, you suck. Well, I can't really deny that. Poți să nu mai dai intro-ul ăsta, totuși e degeaba. Ah, fuck. E prea rapid, e prea rapid, fratele meu. Deci trebuie să mă învăț aici, nu pot să fac altcumva. Nu pot să prind nicio Coca-Cola, absolut. Deci nu pot să le păstrez absolut deloc. Du-te în pui mie, că nu pot să fac nimic. Ce, finalul sau... Da, îmi imaginez. Nu mai vreau intro-ul ăsta. Ah, fuck! Du-te în pui mei. No. Căcat. Aș vrea pur și simplu un buton de restart și gata. Du-te în pui mei. Și ăla e sfârșitul. Hai că mai încerc o dată. E destul de greu. Trebuie numai să te înveți. Așa. Așa. Ok. Fuck. N-am prins niciuna. Bă, și alea sunt cele mai lungi. Du-te în pui mei că... Eu nu m-aș da așa la nimereală, băga-mi așa cealele. Nope! Nu funcționează deloc. Băga-mi așa cealele, că nici n-am chef. N-am chef să mai încerc, aia e. E drăguț și jocul ăsta. Ar fi bun ca dacă ar fi un remaster pe telefon, știi? Ar fi chiar foarte, foarte bun, foarte profitabil. Profitabil, să zicem. Așa, din ad-uri ar face niște bani. Că eu nu prea văd microtransacții în chestia asta. Deși ar putea să le extindă mai multe nivele. Da, văd microtransacții în jocuri din astea. Mă rog, nu mai argumentez. Hai să trecem la următorul joc. Bang Boom Splat. Ah, ok, nu pot să aleg caracterul. Așa, și ce se întâmplă? O să-mi iau copyright. Sau nu? Turun-tun! Ha! Mișto! Deci, cât de lung e jocul? Level select. Ok. Păi și e pe nivele? Sau pe story mode? Sau cum e? Ia story mode. Sported star, something one the other lost. Păi normal, famous guy sleeps with poor girl. With test subject new for red, că nu știu ce. Ah, ok. Nu, cu cu... Ah, ok. The fuck? Get ready to start the fight. Go! Ce enervant e cu shotgun, o să bat picioarele. Come on! Bun, și atâta sau sunt pe nivele și asta e primul nivel? Ah,
A, ok, am înțeles. Deci sunt mai multe gloanțe, nu numai două. Cred că e double barrel. Atâta. Ok, este activ și asta, să-mi bag picioarele, se pricep. Target score, băi mai așa. Get ready to start the fight. Go! Come on, fuck! Come on! Mă tăia că o fac așa prostește cum o fac eu, dacă reușesc ceva. Ah, fuck. Ce-am reușit sau nu? Hai scurtă. Ce mă? Uai, 30.000. Păi eu nu mă chinui în halul ăsta pentru așa ceva. Ba, presupun că... Presupun că da. Ba, gameș. Get ready to start the fight. Go! Nu, deci n-am cum. N-am cum. Nu știu cum să fac. Trebuie să mă chinui vreo jumătate de oră. O oră. Cel mult ca să termin nivelul ăsta. Cam atâta presupun. Bă, dacă mai am chef, poate o să mai joc așa de plăcere până moare flash-ul. Dacă nu, poate nu știu, o să pot să joc pe chestia aia pe care de care mi-a zis Cristi. Mă rog. Eu cam atât am avut de spus, nu chiar. Sper că v-am avut clipul. Dacă da, uitați like și subscribe pe lângă și tot așa, știți pe care e faza. Și eu cam atât am avut de spus. Hai marș!